Ce spuneam eu atunci în șapoul interviului? Spuneam așa: este cunoscut, adică tu, da, ca un tip extrem de vulcanic, care a trântit multe uși în urma lui și le-a trântit așa de tare de au căzut câteva kilograme de tencuială. Da. Ce uși ai trântit cel mai tare în viața ta? Bă, am trântit și la colegi în acela Ștefan cel Mare, dacă e să dezgropăm. Când un director de atunci, hai să nu-i dau numele, că mi-e drag, știi, am rămas peste ani, e mult mai în vârstă decât mine, evident. E foarte iubit de elevi, dar a avut el o chestie cu mine de la alegerile alea, că ai zis că am fost consilier. El candidase de la PSD și eu îl cam bătusem, candidase și de primar. Și eu candidasem de la Partidul Democrat al Necomuniștilor, se numea partidul meu. Eu am ajuns consilier, el nici consilier, pentru că partidul PSD, nu era PSD, era PDSR, cred că era PDSR. I-a zis, hai bă, zice, te trec la consilier, ce tu oricum câștigi, ești primar, alegerile din urmă. Și nu l-a mai trecut pe listă? Da? Și nici nu l-a trecut pe listă. Și atunci el s-a trezit și de primar a avut voturi mai puține decât mine. Deci eu am ieșit al patrulea, al șaptelea, cred, atunci. Am candidat 19, a fost recordul. Da, țin minte, da. Și așa s-a supărat că a început să-mi facă figuri în școală. Bă, azi da, mâine da, m-a așteptat cu ochii pe ceas, ai întârziat un minut, ai dat drumul la elev cu un minut mai devreme, chestii de-astea. M-am înfuriat. Am stat-o de 2, 3, 5 de ăsta, ușor. Și l-am prins în ușa cancelariei și am intrat cu el, am prins de halat, poate lumea înțelege ce spun. Despre cine e vorba. Și am intrat așa, l-am bușit de dulapul de aici și am urlat în care au înghețat, îți dai seama, în cancelarie. Și m-am trântit ușa aia, de-a căzut multă tencuială. Am văzut a doua zi sugrabii când am venit la școală. Acasă, când am ajuns, Sanda, care l-a avusese de profesor, zice, ești dement, ești dement. El te zice, ce răspuns? Când te-a întrebat, ești dement, tu ce răspuns? Da, era clar că okay. Dar eu n-am niciodată, n-am ascuns. Era o întrebare retorică, cum ar fi. E atât de evident retorică, e vizibilă chestia, știi? Și zice, te așteaptă mâine, te așteaptă cu miliția, cu jandarmii, cu toate, și te leagă și ai terminat și cu școală și cu tot, dement. Și a doua zi mă așteptat, cum mă așteptase ultimele 2 săptămâni, cu ochii pe ceas, așa, pe scări, în capul scării, aia și da? Și zic, ia, o luăm de la capăt, ce fac? Dar era singur, nu era cu miniții. Și când am venit, a făcut așa cu mâna și m-am dat într-o parte, știi? Și m-a luat pe după omor, zice, ai, omule, ce chiar te-ai supărat pe mine așa de tare, ce, hai să ne împăcăm. Și cu mâna pe suflet, da? Recunosc că ne-am împăcat. Asta era la 8 dimineața, ne-am împăcat de la 8 până pe la ora 15. Am înțeles, ne-am încăpat la a 3-a sticlă, a zis, nu-i de ajuns, trebuie să mai chemăm pe cineva. Și l-a chemat, e martor, domnul Vitcu era inspector general. Domnul Vitcu, da. Și cum, l-a chemat pe Vitcu și cu el scrisesem, atunci scriam în Nord Press, da, eram redactor șef la Nord Press, îl bușisem și pe Vitcu în Nord Press și zice, hai, zice, că eu m-am împăcat cu nenorocitul, zice, vino și tu să ne împăcăm, zice, dar nu uita să nu vii cu mâna goală. Și a venit și domnul Vitcu, dragul de el, cu încă 2, deci total au fost 5 sticle.